Bine v-am regăsit la Breaking the News. A plecat vacanța cu trenul în Franța, probabil. Așa era pe vremea noastră, nu mai știu dacă s-o mai folosi și acum expresia asta. A venit vacanța cu trenul din Franța, spuneam noi când eram copii. A plecat vacanța cu trenul în Franța, acolo unde se va decerna, nu peste multă vreme, final de octombrie, balonul de aur. Și cei de la France Football L'Équipe, că redacția e comună, sau este editura comună, cea care editează cele două publicații, asta pentru cei care poate nu știu, a dat așadar France Football, a dat publicității lista celor 30 de jucători. Balonul ăsta de aur a devenit așa o chestie extrem de comercială în ultima vreme. Acum vreo 20, 25, 30 de ani era un premiu, o distincție personală, particulară, de prestigiu, pentru că France Football este o publicație de prestigiu, dar care parcă nu avea impactul ăsta mediatic pe care îl are astăzi. Ok, astăzi trăim în epoca social media, informația circulă, internetul e peste tot, rețelele de socializare fac de foarte multe ori mai mult rău decât bine, dar există și le are toată lumea și comentează și așa mai departe. Simpla prezență pe lista asta îți adaugă așa la CV, să zicem, la starea de bine, la ego, la viitoarele contracte, de ce nu, ceva în plus. Eu acum 15 ani habar n-aveam și lucram în presă și acum 15 ani, habar n-aveam cine sunt cei 30 de nominalizați. Știam câștigătorul, știam podiumul, știam primii 10, că la un moment dat a fost și Gică Hagi pe acolo și ne interesa, nu știam nominalizații, asta îi aflam după. La fel cum știam, aflam după, știam cumva și modalitatea de votare. E bine, ăștia sunt nominalizații. Sunt cei 30. 15 cu 15. Surprize nu sunt. Dacă nu le vedeți prea bine, colegul meu Adrian o să vă ajute și o să vă pună imaginea un pic mai mare. Puteți da foarte ușor stop, ca asta se întâmplă când totul este înregistrat. Stop și vă uitați repede la imaginea asta dacă nu știți, că eu presupun că aici comunitatea asta noastră pe care începem să o dezvoltăm știe foarte multe lucruri. Bun, numele sunt clare, n-am acum de ce să comentez, de ce nu e unul, de ce nu e celălalt. Am văzut că dinspre cluburi și dinspre suporteri se face chestia asta. Bine, domne, dar de ce apare, de exemplu, citeam ceva mai devreme, apropo de nume, de ce n-apare, de exemplu, Van Dijk și apare, nu știu cine, Pai Saliba, că până la urmă e cam același lucru, de ce apare Dovbyk și nu apare mai știu eu cine și așa mai departe. Ok, asta este lista. Câștigătorii, de fapt nu, câștigătorul va fi unul, podiumul e cel important. Favoriții, după părerea tuturor, aici sunt puși în ordine, dacă vă uitați, sunt puși în ordine alfabetică, asta ca să nu mai existe niciun dubiu. Favoriții sunt Jude Bellingham, asta este opinia tuturor, Vinicius și Rodri, spaniolului Manchester City. Asta este cumva o opțiune generală, că dintre ei se va alege. Știu că mulți o să spuneți, bine domnule, dar de ce nu și alții? Eu chiar sunt curios ce părere aveți apropo de acest posibil podium. Unii l-au văzut pe Carvajal. Corect. Omul a câștigat tot. Adică, serios. Omul a fost la Real Madrid, a câștigat campionatul Champions League, a câștigat campionatul european cu Spania. Serios. Adică, ar merita. E, dezavantajul lui este că e fundaș stânga, dreapta. Și că e fundaș. Și că nu are impactul nici mediatic și nici în joc pe care l-au ceilalți. Ăsta este și dezavantajul lui Rodri. Că nu apare la finalizare, cum se mai zice, precum Bellingham sau Vinicius. Nu apare în joc, însă contribuția lui Rodri la ceea ce se întâmplă la Manchester City și la Spania este esențială. Acum, din nou trebuie să revin la ceea ce înseamnă acest balon de aur. Balonul de aur este un vot. Un premiu dat, acordat în urma unui vot. Acum câțiva ani, pe vremea când Messi și Cristiano Ronaldo se luptau și transformaseră acest balon de aur în ceva extramediatic, apropo de asta, mi-a plăcut imaginea asta, e prima dată de, nici nu mai știu câți ani, 15 ani, cred, 16 ani, când nici măcar unul dintre cei doi nu se mai regăsește pe această listă.
au trecut vremurile. Eu am scris în 2012-2013, cred, când era în plină așa, ascensiune, nici măcar ascensiune. Era o dezbatere aia care ne mânca timpul tuturor. Cine e mai bun, ăsta sau ăsta? Și eu am spus atunci, dezbaterea, contextul și timpul. E un text pe care cred că dacă îl căutați, îl găsiți pe blogul meu, care e funcțional, andreiniculescu.com, care funcționează, dar de acolo sunt public eu prima dată articolele, ele pleacă în diversele locuri, inclusiv sportextra.ro. Și spuneam atunci, hai, domne, serios, să ne mai luptăm să comparăm cei doi jucători, că sunt niște coloși, sunt niște ceva cu care nu o să ne întâlnim. Cu bătălia asta nu o să ne mai întâlnim. Cu duelul ăsta, care după părerea mea n-a existat în sport și nici măcar în cei trei de la tenis, Nadal, Federer, Djokovic, nici măcar pe vremuri McEnroe cu Bjorn Borg, nici măcar în șah, nici măcar în alte sporturi, numai în Formula 1, nu a existat cineva care să împartă pur și simplu planeta în două, uite așa. Așa cum au făcut-o Messi și Cristiano Ronaldo. E prima dată așadar când cei doi nu se mai regăsesc. Ne pare rău. Sincer, nu cum vă pare rău. Nu vă pare rău după vremurile alea când îi admiram și pe unul și pe altul. Mie da. Asta și pentru că sigur că ne pare rău după ceea ce a trecut și faptul că îmbătrânim își spune cuvântul. Revin. Votul, acest, acum ceva vreme când cei doi se luptau, balonul de aur a fost captat așa, a fost atras de FIFA și a fost integrat în Best Player of the Year și așa mai departe. FIFA și dădeau FIFA și France Football dădeau acest premiu. Ulterior au ieșit scandaluri că așa că o fi cu o pățică interese, bine domne, gata, FIFA dă premiul ei, l'équipe France Football, l'équipe premiul ei, premiul lor. Se votează, asta trebuie înțeles de la început, atunci când discutăm despre opțiuni, despre și când o să comentăm ceea ce a ieșit. Se votează. Votează jurnaliștii, corespondenți ai L'Equipe, France Football, dar în principiu L'Equipe, pe unde sunt, pe în toată lumea asta. Și fiecare votează în funcție de raționamentele sale și în funcție și un pic de simpatiile sale. O să mă întrebați și vă întrebați cine votează pentru România. Eu știu. Puteți căuta foarte repede. Îl cunosc. E un băiat, îl cunosc de când a debutat, cred, în presă. Eram la ProSport, dacă nu, la Gazeta Sporturilor, dacă nu mă înșel eu. E un băiat admirabil, care știe fotbal, pasionat. În ultima vreme, eu îl văd pe Facebook, îi văd postele pe Facebook, am observat niște derapaje de ale lui, care mie nu-mi plac. În special la adresa lui Ovidiu Ianițoaia, serios, adică Ovidiu Ianițoaia e un monument al presei și îi doresc mai tânărului coleg și față de mine să ajungă la aproape 80 de ani și să scrie și să facă emisiuni și așa mai departe. A derapat un pic, dar se mai întâmplă și de astea, că și mie mi s-a întâmplat și am plătit destul de scump. Revin. Sunt corespondenți. Puteți să căutați pe corespondentul în România. E un băiat care știe fotbal, e un băiat care știe ce spune, nu e un parașutat și așa mai departe, unul pe care l-ai găsit pe la colț. Bă, tu ești corespondent, gata. De azi ești corespondent. Nu e chiar așa. Dar are rațiune, se gândește la lucruri, dar are probabil și un pic o simpatie, așa cum avem toți. Din punctul ăsta de vedere, deși mulți îl văd favorit pe Bellingham, eu îl vedeam favorit până astăzi pe Vinicius. De ce spun îl vedeam? Păi rămâneți aici pe Sport Extra sau mergeți pe TikTok, căutați subiectul. Da, pe înregistrarea integrală, spuneam, rămâneți pe înregistrarea integrală Breaking the News pe YouTube Sport Extra, că o să aflați care sunt problemele lui Vinicius în Spania și o să aflați de acolo niște lucruri. Eu spuneam că Vinicius și în continuare cred că Vinicius este favorit și cred că Vinicius ar și merita în fața lui Jude Bellingham, să fim serioși, în sezonul trecut, deci Champions League, La Liga, în fotbal, la Real Madrid, Vinicius a fost cel care a dus în spate echipa la unde a scos capul. Țineți minte momentele alea dificile din meciul cu City. Țineți minte alte momente dificile, meciul cu Leipzig. Țineți minte alte momente, ok, că-i arăta ăla unde să se ducă Toni Kroos. Bun, era acolo. Vinicius era acolo. Fiind vorba însă de un premiu ușor mediatizat, nu știu dacă nu cumva următoarele luni și ceea ce a făcut Vinicius zilele trecute, o să aflați imediat, nu cumva o să-l coste
acest, o să-l coste voturile oamenilor, mai ales pentru că presa din Spania, care e foarte tare, foarte puternică, Marca în primul rând, dar și AS, au o putere de asta, de a pătrunde, de o capacitate de persuasiune foarte mare. Bun, dimineața citeam acum în drum că Toni Kroos, mai în glumă, mai în serios, le zicea colegilor, domne, celor foștilor lui colegi, hai, lăsați-mă să câștig eu, că voi o să aveți timp. Bellingham, Vinicius, serios, Rodri, astea-s tine, lăsați-mă pe mine să câștig eu, că eu nu mai am timp. Eu zău dacă nu i-l aș da lui Toni Kroos. Mie mi se pare că, măcar așa, ca pentru toată cariera, pentru... Eu aș vota pentru Toni Kroos. Eu nu sunt cel care va vota, dar eu, dacă aș fi, aș vota pentru Toni Kroos. Și el a câștigat Champions League, campionat, a fost important cu Spania, cu Germania. Toată cariera s-a retras. Mi se pare că ar fi un moment mai bun. Vinicius, Bellingham o să aibă timp să câștige. La fel și Mbappé, la fel și Rodri. Cam asta este povestea. Eu cred, în continuare cred, că va vota Vinicius. Că va câștiga Vinicius, pardon. Sunt curios ce credeți voi. Că toate comentariile astea rămân. Și când la momentul respectiv... ne întoarcem înapoi, ne întoarcem, că înainte nu o să avem cum să ne întoarcem, ne întoarcem și ne uităm la chestia asta și o să vedem. Uite, bă, că am avut dreptate. Am fost inspirat. Am zis că va câștiga Vinicius și am avut dreptate. Am zis, sau dimpotrivă, uite, bă, că am greșit. Am zis că va câștiga Vinicius și a câștigat Jude Bellingham. Asta e lista, așadar, celor 30 de la care se pornește. Primul an după atât de mulți în care Messi și Cristiano nu se mai află pe această listă și dați-mi voie să fiu un pic nostalgic pentru vremurile astea extraordinare pe care le-am petrecut împreună cu băieții ăștia. Mergem mai departe cu Breaking the News de astăzi. Mai devreme, în primul subiect al ediției, am vorbit despre Balonul de Aur și despre candidații, cei 30 de finaliști, să zicem. Și spuneam eu acolo că Vinicius, cred eu, era mare favorit până mai acum vreo două zile și că s-au întâmplat niște lucruri care s-ar putea să schimbe puțin datele problemei. Asta este coperta Marca de joi. De astăzi, în momentul în care înregistrez eu, de joi, pentru cine vede mai târziu un pic. Joi, 5 septembrie. España no es un país racista. Y no se merece que le quiten el mundial. Ok. Cine nu știe despre ce temă, l-a apucat și pe ăsta. Ce a apucat pe Carvajal să spună într-o conferință de presă și ce a apucat pe Marca să spună chestia asta, să pună chestia asta pe prima pagină? Păi l-a apucat pe Vinicius. I-a apucat că pe Vinicius l-a apucat ceva. Ce l-o fi apucat și pe Vinicius? Nu știu. El zice așa, domne, știți care e treaba? Spania, trebuie neapărat să-l facem ceva, nu se poate cu rasismul ăsta, nu există, trebuie să ieșim de pe teren, trebuie să noi, Real Madrid, trebuie să dăm un exemplu și știți care e treaba? Spania nu merită. Spania e o țară rasistă, că mie mi se întâmplă pe toate stadioanele. Spania este o țară rasistă și nu merită, în consecință, nu prea merită ceva de genul ăsta. În fine, nu e bine să... Traducerile sunt aproximative. Nu prea merită să găzduiască mondialul din 2030. Un turneu final pentru care Spania s-a luptat multă vreme. Avem noi o expresie pe aici și pe la noi le o spun. Le-aș transmit eu celor de la Marca. Eu sunt corespondent Marca și mai dialoguez pe acolo cu cei de acolo, cu cei de la Fotbal Internațional. Eu sunt corespondentul Marca. Eram, încă mai sunt, că nu cred să fie altul. Că pe mine mă sună când e cazul. Dar asta nu înseamnă că nu există niciun câștig din punctul ăsta de vedere, financiar vorbind. Ea își întreba, e bine, Marca joacă pe asta cu Vinicius, care a fost copertă în Marca atâta vreme. Pe Vinicius l-a apucat. L-a luat gura pe dinainte un pic. Că n-a dat declarațiile astea prin Spania. Că în Spania, dacă le dai ca jucător de la Real Madrid, lângă tine este ofițerul de presă. Nu există interviu pe care să-l dai cam undeva în umbră. Nu se vede pe care e ofițerul de presă. Unu, că-s mulți.
mai mult din departamentul de presă, care când aude asta zice stop, stop, stați un pic că revenim, stați un pic, stop, cut, că avem noi ceva de discutat. Băi, ai luat o razna, unde vorbești chestiile astea? Ei, n-a dat asta, asta n-a spus. Lui Vinicius s-au întâmplat multe chestii în Spania. Vinicius a devenit dinamicul public numărul 1 atunci când joacă Real Madrid în deplasare, nu pe Bernabeu, în deplasare. I se întâmplă doar în Spania, că asta se plânge el, că pe altă stadioane s-a dus pe la Manchester și a jucat, a jucat bine acolo, a dat și goluri, vă aduceți aminte, în trecut, partea să fie inamic pe acolo, prin Manchester, s-a jucat prin Germania, a jucat pe ori, nu, i se întâmplă doar în Spania. Bun, eu mai de mult am scris aici pe Sport Extra, mai de mult, că Spania, găsiți fie pe Sport Extra, fie mai mult mai ușor pe andreiniculescu.com, Real Madrid are o problemă cu Vinicius. Felul lui Vinicius de a fi și de a se comporta atrage cumva aceste manifestări. Felul ăsta atrage. Pentru că la Real Madrid în momentul ăsta, dacă vă uitați pe echipă, Courtois aparte, Carvajal aparte, Rüdiger, Militao, Alaba, Mendy, 4. Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde deoparte. Vinicius, Mbappé, Rodrigo și cine? Și dacă îmi scapă vreunul, îl puneți voi după aia. Sunt o grămadă de jucători de culoare. Poate chiar mai de culoare, dacă pot să spun așa, decât Vinicius, care nu au problema asta. De ce oare doar Vinicius o are? Asta ține și de el. Au spus și părea că înțelege, au spus, spuneau cei de la Real Madrid, scriau jurnaliștii și comentau pe diverse forumuri, pe diverse discuții, că omului i-au folosit și un psiholog. Cumva să-l, băi, lasă-i în pace, că oameni, nu spune lumea în cap, că noi suntem Real Madrid, dacă tu faci niște gesturi, vă aduceți aminte gesturile lui Vinicius? El de fiecare dată când se duce pe un stadion, caută publicul, fanii Madridului, și care-s puțin, că în Spania nu e tradiția asta de mii de oameni de a merge în deplasare în general, în deplasări, și asta e valabil și pentru Real și pentru Barça, mai puțin pentru Bilbao, care deplasează mult, că oamenii, fanii chiar sunt senzaționali, dar Real, Barça și cluburile astea importante, Atletico, se duc în general fan cluburile, penia, cum se numesc, din zonele respective și nu li se dau prea multe, îi bagă într-o cușcă acolo undeva și mereu le face semnele, normal că stadionul se aliază împotriva lui și tot felul de alte discuții cu arbitru și așa mai departe. L-am uitat pe Bellingham pe lista asta. Ok. I-au luat oamenii un psiholog. Părea că rămâne concentrat doar pe ceea ce trebuie să facă pe teren. Absolut anormale sunt aceste reacții. Este anormal să-l faci în toate felurile pe Vinicius. Băi, înjură-l. Este adversarul tău. E normal. Înjură-l. De spaniolii n-au, că la noi nu mai se termina meciul și nu terminam noi înjurăturile. Fă-l cum vrei, fluieră-l, huidu-l, bă, dar nu te lua de pielea lui, că el n-are nicio vină că e așa și nici nu e diferit de noi dacă e așa, adică suntem, toți suntem oameni, toți avem, dacă ne tăiem, tot roșu sânge curge, nu este nimic schimbat. Fă-l în toate felurile. Da, ok, asta e. Ar trebui angajat un psiholog pentru fiecare om din tribună. Tu ești unul, ăia sunt 10, 15, 20, 30, 50, 80 de mii. E de ajuns un deplasat, un dreglat care să spună ceva, doi, care să înceapă să spună, bă, ești așa și pe dincolo, diversele adjective, diversele comparații cu diverse stoluri sau animale și așa mai departe, că să o duc, să iau toți, că așa e pe stadion. Ăsta este stadionul unei operă. Ok, ce faci? Singur împotriva tuturor. Ceea ce propune el ca Real Madrid să iasă de pe teren, dacă se vor mai auzi niște lucruri, scandări de astea rasiste, poate fi în regulă, dar va transforma, va ridica și mai mare gradul de ostilitate față de Real Madrid, care nu-și dorește așa ceva în Spania, mai ales unde Real Madrid este văzută ca echipa simbol, standardul Spaniei. Nu-și doresc așa ceva. Nu știu acum dacă declarațiile astea au fost făcute așa, din
Sau dacă nu, cumva există un plan. Că nu sunt lucruri întâmplătoare la nivelul ăsta. Dacă nu, cumva Vinicius e nemulțumit de ceea ce se întâmplă pe la Real Madrid, relația cu Mbappe, vezi că s-a discutat despre asta săptămâna trecută când eu eram prin Italia. Și forțează un pic nota. Oferta aia din Arabia Saudită l-o fi făcut să o ia un pic pe cărări și nu forțează un pic nota. Revenind însă la ceea ce mă interesează pe mine astăzi și la subiectul de dinainte, cel cu balonul de aur, el va trebui să-și ceară scuze. Zice Donato, fost jucător brazilian. Declarațiile lui sunt foarte puternice, tiene que pedir perdón. Probabil că o va face. Dom'le, am fost interpretat greșit. Da, deja imaginea asta pe care și-o creează el s-ar putea să se schimbe și în felul în care se poartă presa din Spania, presa din Madrid cu el. Mai ales că acum este Mbappé, mai ales că punând în balanță celălalt brazilian din atac, Rodrigo, este un tip extrem de pozitiv, pe care nu-l vezi deranjând pe cineva, este exact ce trebuie, stilul ăla, tipul ăla de vedetă, de jucător de la Real Madrid, pe care ți-l dorești să-l ai ca exemplu. Și asta s-ar putea să-l coste pe Vinicius balonul de aur. S-ar putea. Eu în continuare cred că rămâne favorit. Am vorbit și mai devreme, căutați subiectul despre balonul de aur pe TikTok. Am spus și mai devreme despre asta, în continuare cred că e favorit. Dar, hai să vedem cum decurg lucrurile în povestea asta. Merg mai departe la breaking the news de astăzi. Nu e un breaking news, rămân la Real Madrid. Am vorbit despre Vinicius și felul în care și-a pus Spania în cap cu declarațiile lui mai devreme. Am vorbit despre balonul de aur, în care Vinicius este unul dintre favoriți, principalul după părerea mea. Găsiți subiectele fie pe YouTube Sport Extra, înregistrare integrală, fie pe TikTok. Rodri, obiectiv 2025, zice AS, pe pagina 1, ieri, adică miercuri, eu înregistrez joi. În regulă, nu e nimic de zis, e o perioadă în care nu se prea întâmplă lucruri, echipe naționale și așa mai departe. Obiectiv 2025 pentru Real Madrid, Rodri este cât se poate de justificat. Cât se poate de justificat. Felul în care joacă Rodri la Real, la Manchester City și Naționala Spaniei, îl fac obligatoriu o țintă pentru Real Madrid, pentru că unul la mână Real Madrid, prin construcția sa, țintește astfel de, numai astfel de jucători, cu care să, de când e Florentino Perez, că înainte mai făceau și alte lucruri, dar de când e Florentino Perez, țintește astfel de jucători pe care să dea 100-150 de milioane, dar să fie de impact mediatic, și doi, pentru ceea ce înseamnă în joc, și trei, pentru că este spaniol și din nou Real Madrid țintește, își dorește să aibă spaniol reprezentativ în tricoul său, pentru că în momentul de față l-are doar pe Carvajal. Până acum mai era un Ramos, Sergio Ramos, care reprezenta ceva, mai erau pe acolo. Bun. Un pic dificult, ar zice cei de la City, așa cum zâmbet, ok, voi îl vreți, știți cum e bancul ăla, era pe vremuri bancul ăla cu Jennifer Lopez, eu am de gând să fac câte ceva cu Jennifer Lopez, jumătate din treabă e rezolvată, eu vreau, cealaltă jumătate nu știu, ea nu cred că vrea, dar jumătate din treabă e rezolvată. Ați observat că am zis nu cred, n-am fost foarte, am zis nu cred, am lăsat și mie un pic așa să mă răsfăț. Mă întorc, jumătate din treabă e rezolvată, Real Madrid vrea. Aici și cealaltă jumătate se împarte în două. Rodri vrea, Manchester City vrea, păi Manchester City 100% nu vrea. Să iei jucători de la Manchester City, nu e chiar așa de simplu. Este foarte complicat să iei jucători de la Manchester City, să cumperi jucători de la Manchester City, dacă nu vrea Manchester City să-i dea. Manchester City vrea să-i dea, doar dacă jucătorul vrea să plece. Aici e cheia. City are contract cu el până în 2027 și își doresc să-i prelungească, astăzi am citit, în drum, își doresc probabil ca reacție la asta, își doresc să-l prelungească, să-l ridice pe Rodri la înălțimea lui De Bruyne, Haaland, Salah, despre care o să vorbim imediat și așa mai departe. Perfect justificat. Mai rămâne însă ideea asta, vrea Rodri sau nu vrea? Pe Rodri cum îl atragi? Păi îl atragi că ești Real Madrid, îi bagi în cap că totuși ai venit în Spania, bă, nu te-ai fi săturat și tu să te plouă atâtea zile. Că e foarte important, o să râdeți, dar e foarte important asta pentru
ce-și dorește un jucător, familia, bă, nu vrei să te întorci în Spania, uite, Real Madrid, aici ești, o să fii și o să faci și o să dregi, uite, echipa asta, Mbappé, dar tu o să fii spaniolul nostru și așa mai, purtătorul nostru de drapel, cum vreți să-i spuneți. Asta trebuie să facă Real Madrid. Salarial vorbind, nu-i poate, n-are, nu, Real Madrid nu poate să-i dea bani mai mulți decât îi dă City. Că dacă Real Madrid îi dă 15, îi dă și City 15, îi dă 20, îi dă și City 20. Real Madrid nu poate să dea 50 de milioane, că strică un echilibru în vestiar. Și așa lucrurile nu sunt în regulă la Real Madrid după salariul pe care i l-au dat lui Mbappé. Doar că ăla fiind venind gratis, se mai pot înțelege lucrurile. Dar să dai și o sumă de bani pe el și să-i faci un salariu mare, începe vestiarul să comentezi. Deci din punctul ăsta de vedere, partea financiară cade. Contractul e în 2027, suntem în 2024. Timp. Pentru City, timp suficient să negocieze. Așa că mi se pare că asta, ceea ce vedeți aici, este doar o idee. Nu e o invenție, cum se repet mult să spună, bă, iar inventează ăștia. Nu inventează. Oamenii stau de vorbă. Că jurnalismul ăstora de aici, nu al nostru de pe la noi, care se bazează pe stat în redacție, pe tastaturi și uita la televizor ce mai spun unii și alții. Jurnalismul ăsta se bazează mult pe teren, mult pe discuții, pe contacte, pe surse și așa mai departe. La noi puțin se mai face asta. În sport. Ok. Probabil cât s-a vorbit. Cineva de acolo, mă rog, articolul e semnat de Roncero, care e cunoscut în Spania, cei care stau în Spania știu despre ce vorbesc. Are un rol, zic eu, foarte bine structurat, dar are și contactele lui. Și, ne gândim, am vrea să-l luăm, ne gândim la el, uite, așa, bă, vezi, dar nu spune chestia, uite, spune că vrem să-l luăm, ce pot să dau, cam așa se face, bă, ce aș putea să scriu? Păi spune că ne gândim la el, nu spune tu cât îi dăm, ce avem, comisioane, agenția, tu spune doar asta. Dar mă tem că doar așa va rămâne un obiectiv pentru vara viitoare și nu cumva ca în viitor, nici măcar foarte îndepărtat, în viitorul suficient de apropiat, să vorbim tot aici, la Breaking the News sau la Ora de Fotbal Adevărat, despre prelungirea contractului și mărirea salariului lui Rodri cu Manchester City. Rămân în Anglia, plec un pic de la Manchester și mă duc la Liverpool. 60 de kilometri, sunt vreo jumătate de oră cu trenul, ceva mai mult cu mașina, că au niște restricții. Liverpool Echo e ziarul, publicația pe care nu o am, de unde le iau eu ziarele din diverse grupuri pe Telegram, nu apar decât numele publicațiile importante din Anglia, publicațiile centrale. Liverpool Echo, din păcate, nu apare. Mie nu-mi place neapărat chestia asta, ceea ce v-am dat aici, dar plus de asta este și de joi de dimineață și spune așa, ce a înțeles Ecos în legătură cu viitorul lui Mo Salah, planurile lui Liverpool și așa mai departe. Ei bine, au înțeles cei de la Liverpool, Ecos, care are surse bune, foarte bune ca informații și așa mai departe, că e de acolo, că dacă în urmă cu vreun an lucrurile erau în oarece dubiu în privința lui Mo Salah, din punctul lui de vedere, acum este mai deschis ca niciodată pentru prelungirea contractului. Atenție, contractul lui expiră în vara viitoare. Deja momentul devine periculos pentru Liverpool și eu nu cred că e foarte întâmplător povestea, foarte întâmplător momentul apariției. Nu știu exact cu cine a discutat, aici spun de mai multe, mai multe surse, se vorbește de mai multe surse, nu știu exact cine a discutat cu autorul articolului, e posibil chiar impresarul. Că Salah nu se ocupă cu așa ceva, impresarii se ocupă cu asta. Momentul nu e întâmplător că septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, patru luni și pac, intră în 2025 și semnează cu oricine, gratis. La cum a început Mo Salah? Bă, nici nu-ți vine să te gândești la posibilitatea de a-l pierde tu Liverpool. Și din nou, da, și asta iarăși trebuie înțeleasă ca atare, apar cifrele. Unde să pun? Aici. 300.000, stai cam aici, un zero cam ciudat. 300.000 de pounds pe săptămână. 2 ani plus 1 de contract. Excelent pentru Mo Salah și pentru vârsta
pe care are Mo Salah. Să vedem, 300.000 pe săptămână, ceva mai jos decât Haaland, ceva mai jos decât De Bruyne, ceva mai jos decât pe undeva la nivelul pe care ar vrea și City să-i facă lui contractul lui Rodri. Pe de altă parte trebuie înțeles, lucrurile astea trebuie înțelese, nu luate că domnule, la Liverpool, adică de ce el e la Liverpool și primește mai puțin decât ăla care e la City? Nu, aha, ne fură ăștia banii. Păi nu e chiar așa, că Salah are o vârstă, Haaland are o vârstă și de aici are o cotă de piață, are un profil de marketing, profil de sales, cum se spune, ușor diferit. Și așa se judecă. Dar mie mi se pare că e exact momentul potrivit pentru ca această prelungire să aibă loc. Fiindcă Liverpool a început, zic eu, neașteptat de bine. Și apropo de Liverpool, înainte să plec săptămâna trecută, marțea trecută, am scris despre Liverpool aici pe sportextra.ro în zona editorială și spuneam acolo să nu vă așteptați de la acest Liverpool al lui Arne Slot să fie la fel cu Liverpoolul lui Klopp. S-a terminat, spuneam eu atunci, s-a terminat cu hard rock-ul ăla, repede, bum, 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 deși în continuare se dau goluri pe contraatacurile, specialitatea casei pe vremea lui Jurgen Klopp. Arne Slot își dorește altceva. Arne Slot e un antrenor mai aproape de stilul Pep decât de stilul Klopp. Și aici există explicații. Stilul Pep este luat din stilul Cruyff. Slot este olandez și e normal să fie așa. Slot își dorește mai mult control, își dorește altfel de meciuri decât își dorea Jurgen Klopp. A început neașteptat de bine, după părerea mea. Tranziția s-a făcut extrem de lin. A luat-o ca din pușcă și deja trebuie să începem să ne gândim la Liverpool în lupta pentru titlu din nou. Acum ar fi, iar Mo Salah în acest start de sezon a fost impecabil. Avea, din punct de vedere fizic, este, parcă e mai bine decât alți ani. În prezent, cum îl vedem, s-a și tuns, poate de-aia. Arată foarte bine, e proaspăt. Acum ar fi momentul pentru prelungirea asta de contract, ca să-i asigure și antrenorului și și suporterilor, dar și echipei și vestiarului, contextul necesar. După părerea mea, dintre toți cei care sunt acolo în situația asta, Salah, Van Dijk și Alexander Arnold, cu Salah trebuie să începi. La Van Dijk, ok, te mai gândești, îi dai un an. Cam așa aș face eu. I-aș da un an. Dacă nu vrea, hai că ne mai gândim. Alexander Arnold depinde foarte mult ce pretenții are el. Nu e un jucător de pierdut, dar nici nu e un jucător în noul context în care s-au mai descoperit, e un pic mai acoperită poziția de fundaș dreapta, nici nu e un jucător de care să zici, vai de mine, ce le facem fără el. Din nou, l-aș semna dacă le-aș semna prelungirea. La Alexander Arnold e vorba de o prelungire pe an mulți, pentru că e vorba de vârstă. Doar într-un context în care nu se aruncă la 300.000. Dacă Alexander Arnold vrea 300.000 pe săptămână, păi zici, Alexander, nu ești Arnold Schwarzenegger să te bați cu toți. Du-te, tată, cu șut, unde vrea cine să-ți dea 300.000. Că noi nu prea putem, că nu decizi meciurile ca ăsta. Sau ca Haaland, sau ca De Bruyne și așa mai departe. Dacă Alexander Arnold e undeva în condiții rezonabile, prelungești 5 ani și e treaba rezolvată. Cum s-ar spune, end of the story sau cum, end case. Dar cu Salah, eu aș începe cu Salah. Sunt curios cum gândiți și voi, fanii lui Liverpool, sau nu neapărat, că eu vreau să cred că începem să creăm o comunitate aici. Și mă gândesc la niște lucruri apropo de comunitatea asta. Începem să creăm o comunitate de oameni care vorbesc în limbajul ăsta al fotbalului internațional. Nu ne certăm ca pe aici cu Bacu aia, FCSB nu-i Steaua, și ăla e mai bun Roșucu decât Gigi decât Rotaru. Încercăm să păstrăm un nivel adecvat fotbalului despre care vorbim. Eu așa văd lucrurile. Dacă voi vedeți altfel, aștept să le comentați. Rămân în Premier League, rămân la Anglia, rămân în Manchester. Mă întorc, de fapt, în Manchester, că mai devreme am fost la Liverpool. După eșecul cu Liverpool și ținând cont că este o perioadă de pauză, mulți s-au întrebat, domne, dar ce facem cu Ten Hag ăsta? Aceeași întrebare, recurentă, întrebarea asta vine. S-a pus întrebarea asta în ultimul an de nu știu câte ori. Ce facem, domne, cu Ten Hag ăsta? Iar i-a bătut Liverpool, le-a arătat, le-a dat rușine, cum se zice. Păi, Eric Zauerman,
zic Omar Berada și Dan Ashworth, care sunt acum săgețile, mâinile dreaptă și stângă ale lui Jim Ratcliffe, unul dintre finanțatori. Ok. O fi și asta o strategie, să-i dai în continuare încredere. But, it's the same United. New players, same United, ziceam săptămâna trecută, parcă, lunea trecută. După ce United mânca bătaie, cum mânca bătaie, pe terenul lui Fulham. Ok, acum i-a bătut și Liverpool, cum i-a bătut. Ok, în continuare, încrederea asta în Ten Hag merge mai departe. A unde, până unde merge și până unde ține răbdarea fanilor lui Man United? Eu aici sunt bine informat în legătură cu fanii. Am un prieten foarte bun care locuiește la Londra, dar este atât de... Am mai povestit eu despre el. Poate că o să vă fac și cunoștință cu el la un moment dat, când o să fie pe aici. Omul știe multe lucruri, e de 20 și ceva de ani abonat și nu abonat, la modul că e abonat în zona nobilă, își permite, în fine. Și se cunoaște cu foarte mulți oameni de pe acolo, inclusiv cu tatăl lui Beckham, care a fost aici în țară la botezul lui și cu care am servit niște pahare. Eu mai puțin, el mai multe. Da, mă rog, nu asta e povestea. Și el îmi spune... Dom'le, fanii lui Manchester United nu o să huiduie niciodată antrenorul. Dar dacă mergi la meci, simți o tăcere. Simți așa o reacție de respingere prin tăcere. Nu mai e aceeași exuberanță, nu mai e... Oamenii vin, pentru că în cultura fanului englez a-ți încuraja echipa este dincolo de ce se întâmplă. Este capitală. Echipa trebuie să o încurajeze. Dom'le, momente grele. Altfel e niște aplauze, hai bă Ten Hag, el tot timpul răspunde la niște aplauze pe acolo când intră. Lor aplaudă unii, hai te rog eu, te rugăm noi, fă ceva măcar în meciul ăsta. Nu o să se întoarcă publicul împotriva lui Ten Hag, nu o să apară batistuțe albe ca pe Camp Nou, Bernabeu și așa mai departe în Spania. Dar are și răbdarea oamenilor o limită, iar cei din conducere simt răbdarea asta. Eu în continuare cred că n-au variante. În continuare cred că l-au adus pe Van Nistelrooy ca asistent, ca să aibă o caretaker, cum se spune, să aibă unul care să asigure așa un interimat. Nu cred că sunt foarte convins de varianta Southgate despre care am auzit. Înțeleg că Ratcliffe este mare admirator al lui Southgate. Ok. Dar că ceilalți doi nu sunt. Ceea ce iarăși îmi dă senzația că-s mai bine ancorați în realitate. Adică să-l aduci pe Southgate după atâția ani la Naționala Angliei și după atâtea critici care au fost date și așa mai departe, după fotbalul ăla, să-l aduci la Man United. Ai, serios, mai bine îl ține pe Ten Hag. E un moment în care e o ușoară stare de bulversare așa pe la United. Bă, îl dăm afară pe de la, pe cine aducem? Van Nistelrooy, ne întoarcem la perioada Solskjaer? Poate că da, poate că nu, nu știe niciodată, nu se știe niciodată în fotbal. Dar cam așa sună avertizmente, clopoțelul Van Nistelrooy e un fel de Ole Gunnar Solskjaer. A fost bine, foarte bine la început, după care presiunea e mare, vestiarul e Man United, e Man United, nu e altceva, nu e PSV Eindhoven. În continuare îi se dă credit lui Ten Hag. Eu tot aștept momentul ăla în care United să arate și să facă 4 meciuri formidabile și să dea drumul la treabă cumva, ca un... să scape cumva de chingile alea și să înceapă să joace, pentru că potențial există la echipa asta enorm. Acum și cu noile transferuri, lotul este fantastic, e lot de Champions League, e lot care trebuie să câștige Europa League, e lot care trebuie să joace, să se lupte, să fie în primele 4 în Champions League, să se implice în lupta pentru titlu, în Premier League, să se implice în lupta pentru titlu, să fie... Nu este o echipă pe care s-o bată Liverpool, da, la 1-0, cam cum îi bătea City, cum i-a bătut City pe Arsenal, dom'le, greu, dar i-a bătut, egal, face... nu să-i bată Liverpool în halul ăsta, totuși, că putea să le dea mai multe Liverpool. Eu mă întreb cât... Și iarăși întreb fanii și comunitatea de fotbal european, cum să-i spun. Câtă răbdare trebuie să mai ai cu omul ăsta?
Hai să mergem și prin Italia. Eu abia am fost, m-am întors, este Champions League-ul meu din punct de vedere al vacanțelor. Așa sunt eu. Mie nu-mi place în Grecia, unde se duce toată lumea. Mie nu-mi place în Spania enorm și studiez ideea de a face ceva, o oră de fotbal adevărat, variantă spaniolă, o oră de fotbal spaniol, separat de ora de fotbal adevărat, aici pe TikTok, vom vedea. Spania e cea care mă definește cumva, dar în Italia, pentru mine, Italia este Champions League-ul vacanțelor. În Italia s-a terminat perioada de mercato, nu vorbesc de etapă, că a fost de ceva vreme. L-a luat Roma pe Hummels. Mats Hummels a jucat foarte bine în sezonul trecut. Asta apropo de calcule. Vorbeam mai devreme, acum într-unul din subiectele de dinainte, despre calculele care se fac la Liverpool cu prelungirea de contracte și așa mai departe. Hummels a jucat foarte bine la Dortmund. Doar că oamenii nu i-au prelungit contractul. Nu i-au prelungit contractul și gata. S-au gândit că la vârsta lui, mai bine mizăm pe tinerețe, îi mai dăm banii decât să-i dăm lui banii, că nu vrea 100 de mii, că venea la FCSB. Nu vrea 100 de mii, vrea și el niște bani. Bine, mergem pe bani și jucăm cartea tinerilor. Bun. Valdemar Anton. Cazul celor de la Borussia Dortmund. Ok. Despre Hummel s-a auzit că merge la Mallorca. Foarte bun. La Real Sociedad, bravo Hummels, mă gândeam, bă, dar ăsta la Girona, bă, dar ăsta și alege numai destinațiile astea de soare, așa, să fie soare, să fie plajă, mai rămânea să spună Las Palmas, dar Las Palmas nu era chiar o destinație, așa, fotbalistic vorbind. S-a auzit parcă și de Napoli, la un moment dat. Între timp s-a terminat perioada de mercato și iată-l semnat de Roma. E un transfer bun. O să mă întrebați cum a făcut Roma să-l transfere. El, fiind jucător liber, a putut să-l transfere. S-a încheiat perioada de mercato de tranzacții. Semnat jucător liber, și despre jucător liber o să vorbim imediat, semnat jucător liber se mai poate. O anomalie, după părerea mea, ori termini și gata, ori nu mai lasi, stai puțin că îl mai luăm noi pe ăsta până octombrie. Ori termini și gata, că așa se grăbește și ei, ori o lași la angajat și lași pentru toată lumea. Dar nu asta e discuția. Hummels a semnat cu Roma, foarte bun transfer, după părerea mea, foarte bun transfer. În Italia e nevoie, fotbalul italian, prin felul lui de a fi, are nevoie de fundaș cu experiență, cu știința jocului care să citească jocul, iar Hummels e unul dintre ei. Cu Hummels și cu Hermoso, fostul jucător al lui Atletico, merg pe ceea ce zice Gazeta dello Sport. E o apărare de Champions League, doi jucători cu experiență care îi pot face. Alături de Mancini se studia și varianta Manolas, să-l readucă în Europa pe Manolas ca backup, să-i creeze lui Mancini o apărare din care să pornească lucrurile. A rămas și Dybala. Eu de la Roma aștept, a venit Dovbyk, candidat la Balonul de Aur, apropo, subiectul cu care am deschis Breaking the News de astăzi. Eu aștept cu multă curiozitate să văd acest sezon al Romei pe plan intern, cel puțin pe plan intern, să văd cum această echipă a lui Daniele De Rossi se poate implica așa, se poate amesteca pe acolo, scoate capul în anumite lupte. Să notăm așadar și trecerea lui și faptul că Hummels, să zic așa, și-a găsit în sfârșit echipă AS Roma. Victor Osimhen e un personaj, își merită cuvântul ăsta, e un jucător despre care noi am mai vorbit aici. Povestea lui, cred că este caz de studiu. Așa nu. Cum să nu faci? Victor Osimhen, esențial în ceea ce a însemnat Napoli campioana Italiei cu Spalletti, se vroia transferat pe 100 și ceva de milioane în vara trecută. Așa nu, spuneam eu, și din punctul de vedere al jucătorului, dar și din punct de vedere al conducerii, și anume lui De Laurentiis. Da, De Laurentiis e un fel de Gigi, da, mai un pic mai evoluat așa. Mai dă filme așa, omul are filme în cap că doar cu asta se ocupă. Când au vrut să-l dea, a zis că e prea puțin. Nu, domne, Osimhen face 150 de milioane. Dați voi 100. Când a vrut să-l ia Parisul, nu, hai, 150 de milioane face Osimhen. Dați 150 de milioane. Ok. Doar că n-a dat. Uite că n-a dat. N-a dat. Gonzalo Ramos. Ceva mai ieftin, mai portughez de pe acolo, n-a dat.
Bun, și a venit vara asta. Și a venit Conte, care a zis, știți ceva, eu pe ăsta nu-l vreau. Păi băi, Antonio, ce-or fi vorbit ei pe la vreo cine pe acolo? Băi, băi, Antonio, păi ce băi, Antonio, eu nu-l vreau pe ăsta și gata, că îmi face atmosferă. Știu eu ce are el, ce-i face Lukaku, de cum îl convinge Lukaku pe Conte să-l ia numai tot timpul, ia pe Lukaku. Dom'le, eu îl vreau pe Lukaku, uite că Lukaku a dat gol în etapa asta și confirmă. Eu îl vreau pe Lukaku și gata, ideea mea este Lukaku, nu trebuie mie ăsta. Păi bine, și cu omul ce facem? Păi nu știu, vindeți-l, păi cui? Păi nu știu, că avea oferte, nu? Pare să că oferte a avut. El vrea numai PSG. El, impresarul lui, habar n-am, că multe se leagă, mai ales în situațiile jucătorilor de genul ăsta, de impresar. Păi ce avioane o fi avut el în cap? Că s-a terminat mercato și a rămas la Napoli. Parisul nu l-a luat, Chelsea l-ar fi vrut, dar el nu și nu. La Chelsea, serios, adică Chelsea chiar avea nevoie de el. Mie îmi pare că pentru Chelsea chiar era un transfer bun. Uite cum a crescut salariul lui și ne întrebăm, ne-am întrebat, bă, da, ce are ăsta de nu vrea? Păi el nu vrea să plece, că el a avut 4 milioane primul contract, 2020-2025. A dat Napoli o grămadă de bani pe el. 70 de milioane, bani mulți. Primul contract 4,5. Bun, mai apoi, de Crăciun, i-au făcut cadou de Crăciun și am vorbit noi aici despre asta, de Crăciun. I-au făcut cadou prelungire de contract, de fapt reînnoire de contract până în 2026. Și au prelungit contractul așadar și au făcut salariul 11 milioane. Bine, clauză 130. Că la clauza asta se repezea de la Orentis. Când ei dădeau 80, 90, 100, spuneam 230. Clauza, plătiți-o. Și ei au zis, bine bă, lasă așa. Lasă așa că mai ne auzim noi. A prelungit acum, asta o să vă explic imediat, prelungit contractul până în 2027 și a păstrat salariul. I-a scăzut însă clauza la 80 de milioane. Că de fapt asta e totul. Și a plecat la Galatasaray. Pe unde să plece? Că s-a terminat mercatul în Europa. S-a dus și el la Galatasaray. Că la Galatasaray a putut. Încă în Turcia e deschis. S-a dus la Galatasaray, împrumut, plătesc ca o parte din salariu, plătește și Napoli și au scăzut această clauză la 80 de milioane de euro. Dacă vine cineva în iarnă și dă 80 de milioane, că asta e cheia, dacă în iarnă dă cineva 80 de milioane de euro, îl ia. Și Galatasaray nu poate spune nimic. De ce l-a luat Galatasaray? Habar n-am. Acolo, mie îmi pare că este un circ continuu și niște bani, parcă vine ceva, vin banii aia de până... Se ies așa conducte cu bani. La Galatasaray joacă Icardi. Joacă Batshuayi, care l-am văzut, că am și comentat acum un meci, unul din meciurile Galatei cu Young Boys. A intrat omul și a dat două goluri. Unde joacă Icardi? Acum, unde joacă Osimhen? Icardi este de neînlocuit, este gol, are 20 ceva de goluri, 2 ani la rând cu 24, 25, 27 de goluri, ceva de genul ăsta. Osimhen cu totul alt stil decât Icardi. Vrea acum, am citit, Okan să schimbe formula, să facă 3-5-2 ca să-i bage pe amândoi. Acum Icardi e un pic accidentat, nu contează. Trebuie să-i bage pe amândoi. Mai e Mertens, Galata, Turcia... Spunea la un moment dat Gică Hagi, când era la Galatasaray și a sărit lumea în cap, i-a zis lui Demirovici, parcă, sau nu mai știu ce jucător era, nu mai țin minte, venind de la Hoffenheim, îmi scap acum, bă, aici, nu vin într-o vacanță plătită, pune mâna și aleargă, ei sunt într-o vacanță plătită, aleargă când e cazul, își iau o grămadă de bani din contracte, de unde fac rost cluburile de bani, tot timpul împrumută de la bănci, de la bănci și de-aia și se întâmplă ce se întâmplă în Turcia. Bun. L-am văzut pe Nuri Sahin, apropo de asta, acum vreo 3 ani, 4 ani, și cu era la Ankara Sport, nu mai știu, o echipă din Ankara. Și am fost într-o vară la un resort acolo, deținut chiar de proprietarul, foarte bun. De altfel, vi-l recomand, dar în particular, că e destul de scump. Deținut de proprietarul celor de la Ankara. Nuri Sahin nu a ieșit cât am stat eu o săptămână, acolo jucat și Podolski, care avea, singurul care avea un Lamborghini parcat chiar în fața hotelului, la ușa de la intrare. Nuri Sahin n-a ieșit de la... De, în fiecare zi, când ajungea în șoc, că eu eram cu copilul și mai intram noi, bărbații, când mai dormeau copiii, intram și noi la piscina de adulți, nu ieșea, n-a ieșit din piscina de adulți, unde se dansa pe mese, se făcea chestii de-astea. Nuri Sahin zilnic.
Așa a jucat Nuri Sahin. Așa au jucat și ăștia pe acolo. Acum discuția este Osimhen ce face la Galatasaray, să fie sănătoși cei de la Galatasaray, să se descurce. O veni cineva să dea 80 de milioane pe Osimhen la iarnă, să vedem cum se descurcă Chelsea, să vedem cum se descurcă Parisul, că pe acolo, încolo, în partea asta ne îndreptăm. Cert este că povestea asta e limpede, așa nu. Ce să mai spunem despre Rabiot? Rabiot, eu ce fai? Acum ce faci, mă, Rabiot? Zice gazda de Rosport și îi întreb și eu. Ce faci, mă, Rabiot? Mai devreme am vorbit despre Osimhen și spuneam eu că povestea lui Victor Osimhen este de așa nu. Păi și a lui Rabiot cum e? S-a terminat perioada de mercato și Rabiot e pe nicăieri. Că se duce la Juventus, că se duce la Inter, că se duce la Milan, că se duce la Chelsea, că se duce la Barcelona, că se duce la Real Madrid, că ajunge pe la Bayern, că l-ar vrea Liverpool, că de fapt ar putea să-l ia și City. Păi nu l-a luat nimeni. L-au luat vecinii să joace un fotbal cu el în fața casei, pe unde stă el. Adrian Rabiot, totuși, nu e un jucător de 35 de ani. Este totuși titular în echipa națională a Franței. Putea să câștige campionatul european, serios. E fără echipă. Rabiot, că mama lui, uite, se vede aici un pic, îi este și impresar. Situația lui de familie, am mai spus, eu am mai povestit aici, nu-mi place să povestesc lucrurile de genul ăsta, pentru că sunt niște lucruri intime și delicate. Tatălui a avut o problemă de sănătate, nici nu vreau să mă gândesc la ea, și la felul în care au crescut el, a suferit mama lui, crescându-l pe el, și mi se pare că mai are și un frate, omul nu putea decât să avea o problemă, putea decât să clipească. Comunica prin clipit. Între timp s-a dus, mama lui trebuie să, poate să căutăm și aici anumite lucruri înainte să acuzăm, e bine să facem asta. Mama lui este cea care se ocupă de băiat. Ea negociază, face drăge. Dom'le, până acum a negociat bine, că ultimele salarii ale lui, 1,7 la PSG până în 2019, salt direct la 7 milioane la Juventus, pentru că a plecat liber de contract, țineți minte că n-a vrut să prelungească înțelegerea cu Parisul, Parisul l-a trimis în tribună, nu-l mai lăsau să se antreneze, s-a dus direct la 7 milioane, i-a expirat contractul de 7 milioane, a mai făcut o prelungire pe un an pe 7,5. Acum ce-o fi vrut el, câți bani o fi vrut Rabiot acum, de nu l-a luat nimeni, că 7,5 între noi, fie vorba pentru un internațional francez, un jucător cu fizicul lui, cu stilul lui de joc, nu e ceva uriaș pe care să nu-l poți plăti, mai ales că vine liber. Cât o fi cerut el, cât n-o fi cerut, cert este că a rămas pe din afară. Și acum variantele sunt Turcia și Arabia Saudită. Ce să faci? Deci în Arabia Saudită la odică decât să stai, sau stai un pic până în iarnă și mai vezi ce se întâmplă. Sau aștept să vezi că tu, fiind jucător liber, poți să semnezi cu oricine. Nu mai poți juca în Champions League cu nimeni că s-au închis listele. Da, asta e, joci pe unde poți, aștepți, te aștepți și tu rândul. Și nu e singurul în situația asta. Lăcomia câteodată nu e bună. E bine, stai tu de puțin, ok, e bine să-ți păstreze așa un standard, zi, cota mea e asta, vor mi-o dați eu numele. Vezi ce s-a întâmplat cu De Gea, un an de zile a stat De Gea pe bancă și s-a dus până la urmă pe margine. A ajuns până la urmă la Fiorentina pe un salariu mic, dar s-a dus până la urmă undeva ce să facă. Ăștia sunt jucătorii liberi în momentul ăsta. Eu nu știu dacă au mai fost alte veri să se rămână atât de mulți jucători importanți în situația asta. Păi, Keylor Navas e un portar pe care te bazezi. Bun, Sergio Ramos, să zicem că are o vârstă. Matip e un jucător pe care te bazezi. De ce nu? Pjanic, ok. Rabiot, Depay e un jucător pe care te bazezi. Martial, Ben Yedder, jucători pe care te bazezi, jucători care însă au ținut la cotă, ținut la preț și acum au rămas pe din afară. E bine să ții la preț, dar e bine să judeci, să te uiți un pic și în contextul în care ne aflăm, în momentul economic în care ne aflăm. Apropo de moment economic, mă întorc în Anglia. Aston Villa, Thriller, zic cei de la Mirror. Bun, vă aduceți aminte de transferul lui Douglas Lewis?
de la Aston Villa la Juventus, făcut așa deodată. Douglas Luiz la Juventus, 40 de milioane. Și toată lumea s-a mirat. Eu m-am mirat. Dom'le, Douglas Luiz, jucător esențial la Aston Villa. Adică de ce l-au dat și de ce repede așa? E ceva. Am spus eu atunci. Nu e ceva, ceva nu e ok. Aici. Aia bine s-a aflat. Trebuiau să vândă un jucător, trebuia să scoată, să facă rost de niște bani. Și povestesc cei de la Aston Villa în presă. Trebuiau să facă rost de niște bani până pe 30 iunie. Pentru că altfel riscau 10 puncte de penalizare. Fiindcă nu se îndeplinea fair play-ul ăla financiar, balanța aia financiară nu era egală. Până pe 30. Și povestea în interior, povestește Mon și domne, am stat și ne-am gândit. Păi cine să dăm astfel încât să nu-i face? Probabil că una Emery făcea ca trenul. Astfel încât să nu-i alterăm omului. Și în locul un jucător pe poziția căruia mai avem niște variante să aducem. Cum de altfel s-a și întâmplat, l-au adus pe Onana de la Everton. Și s-au gândit așa, bun, Consa, fundaș, Pau, Lopez, bun, fundaș, poate că luăm, nu o să fie mulțumit, că e asigur acolo. Oli Watkins, sigur că pe Oli Watkins, dacă îl scoatem la vânzare, e bătaie. Păi, nu e în regulă, că nu o să vrea. Și atunci ne-am gândit la Douglas Luiz. Cum a primit el? Destul de prost. Spun, povestesc. Cei de acolo destul de prost a primit. Bă, vezi că trebuie să te vindem, că n-ai ce să faci. Trebuie să-l vindem repede. Bun, cui? Păi uite că conexiuni, tot felul de conexiuni. Cineva din Consiliul de Administrație de la Juventus face parte și dintr-o Consiliul, dar e ceva complicat. Poate să e cineva care poate să comenteze exact ceea ce s-a întâmplat, că mie mi-ar lua mult timp aici să explic, dar știți despre cine, poate știe despre cine e vorba. Bun, Juventus. Gata, domne, 40 de milioane, repede. Juventus a zis da. L-a împrumutat în transfer. Juventus dădea 40 de milioane. După care l-au dat pe Island Junior la Aston Villa, care imediat a ajuns la Bologna, împrumutat. Ăla intră în sezonul următor, Juventus și-a luat niște bani pe Ilang, italienii zic Ilang, el e totuși englez. Ilang Junior au luat niște bani, s-au scos și ei acolo, a plecat împrumut băiatul la Bologna. Se termina data de mercato, de 30 iunie, se termina perioada asta. Jucătorul era la Copa America, jucase cu Brazilia, așteptau să semneze contractul la Las Vegas, brusc. Brazilienii au zis, știți ceva, nu mai mergem la Vegas, că ăștia, dacă nu ducem la Las Vegas, schimbăm planurile, nu mai mergem la Las Vegas. Că dacă nu ducem la Las Vegas, scapă ăștia prin cazinouri, prin baruri, prin aia, nu mai găsim. Și ne ducem noi în altă parte, ei așteptau să semneze contractul la Las Vegas, până la urmă s-au întâlnit, că acum e destul de ușor. Altă oră față de Europa, ăștia stăteau până Europa cu sufletul la gură, ce facem, ce... Până la urmă s-a semnat, s-a făcut transferul și lucrurile merg mai departe cu Aston Villa, care și-a continuat perioada de mercato în iulie, pe alt exercițiu bugetar. Acum rămâne să vedem dacă anul viitor, la sfârșit de iunie, vor trebui să facă din nou această mișcare. Și tot în Anglia. Are legătură cu subiectul de dinainte, cel cu Aston Villa. Vorbim despre Newcastle. Newcastle, știți, preluați de cel mai bogat om din lume, cel mai mare... Și nici nu știu cum să spun. Ce să-i spun? Bogătașul suprem. Președintele fondului, șeful, bossul, proprietarul fondului suveran de investiții din Arabia Saudită. Undeva la 3 trilioane. Nici nu se știe, nici nu poți să nu știu câte zerouri are. Averea omului ăsta care a preluat pe Newcastle. Și s-a zis atunci, mă, gata, a venit, să vezi Newcastle ce se transformă din nou în bogați. Bagă ăștia bani, aduc cu tare. Să umple Newcastle, jucători. În afară de Alexander Isak, ca transfer așa de impact, poate Gordon, în fine, nu Gordon, Bruno Guimaraes mi se pare că venise dinainte. Subțire, vara asta subțire rău, aoleu, păi, și acum explică, yes. Invest in Arabic, nu știu cum e asta de la ce vine IAS ăsta. IAS, we can, da, mai slowly.
Adică mai e piano. It's just going to take longer than expected. Adică o să mai dureze până când Newcastle o să fie un fel de Manchester City. Dacă o să fie. Și din nou explicațiile date de directorul sportiv al celor de la Newcastle spun așa. Oamenii și-au regândit strategia și au zis cam în 5 ani așa ar fi prevăzut așa ca Newcastle să devină ceva important. Și de ce? Păi peste 5 ani, adică 2024 cu 2029, cu 5 face 2029-2030, se apropie, începe să se apropie data de la care se va fi găzduit mondialul în Arabia Saudită, 2034, dar în 2030 deja se va vorbi despre următoarea ediție, care va fi în Arabia Saudită. Și începe atunci, trebuie să aibă Arabia Saudită un club exponențial cu care se mândrea, să spune, domne, mândria noastră asta e. Până una alta, oamenii în Arabia Saudită se concentrează pe fotbalul lor. Am citit în La Republica un text excelent despre asta, l-am văzut acum vreo două zile, în Italia, cât de mulți bani băgați degeaba și acum caut ajutor de la europeni, bă, ajutați-ne și pe noi să facem campionatul ăsta, dați-ne niște idei, veniți cu niște know-how pe aici, să facem campionatul ăsta atractiv, că băgăm miliarde în el și nu se adună lumea să se uite. Ei au un plan ăsta, mai apoi stadioanele alea stratosferice pe care vor să le facă, care se întorc cu josul în sus și te pune să joci, vine aerul condiționat, cred că o să facă și un soare artificial, că ăla natural topește tot. Și abia apoi vine la rând Newcastle. Câtă vreme lucrurile funcționează relativ ok pentru echipă, în sensul că nu ajunge la retrogradare, e bine. Țineți minte ce problemă a fost între suporterii lui Newcastle și fostul proprietar, pe care îl doreau ăia, îi doreau de toate. Deocamdată e în regulă, Eddie Howe are poziția asigurată, cât o mai avea-o și el. Dacă nu, cumva la un moment dat o să spună, bă, știți ceva, eu am avut aici alte perspective. Mai bine mă duc eu la Naționala Angliei, că acolo, cine știe, poate ies lucrurile mai bine. Și apropo de Naționala Angliei, subiectul cu care închei Breaking the News de astăzi, încep meciurile în interțări, Liga Națiunilor, o competiție pe care începem să o înțelegem, că până acum n-am prea înțeles-o. Începem să o înțelegem, începem să vedem, să-i dăm importanța cuvenită, sper. Începe și pentru noi o nouă eră, Mircea Lucescu și așa mai departe. Începe și pentru englezi, toată vara s-a vorbit despre Southgate și despre plecarea lui Southgate. A plecat Southgate, a demisia omul până la urmă, mai avea de stat până la sfârșit, dar a zis, las că mai bine plec, că și așa toată lumea are ciudă pe mine. A plecat. Cine vine? Păi ăla, n-a venit nimeni. Pochettino între timp a ajuns în Statele Unite. Au tăiat unul de pe listă. Rămâne Lee Carsley, antrenorul de la echipa de tineret. Campion european cu echipa de tineret în 2023. Turneul ăla de sub 21 pe care l-am găzduit noi cu Georgia. Singurul trofeu important câștigat de fotbalul englez la nivel de echipa națională din 1900, nu mai știu când, 1900 toamnă. Acest Lee Carsley este culme internațional irlandez. El a născut la Birmingham, dar e internațional irlandez. A jucat pentru Everton, era în lot la Everton când i-a bătut Dinamo atunci 5-1 la București și s-au calificat ulterior. Și a antrenat echipa de tineret. Și acum face pasul la echipa mare, exact același traseu pe care l-a făcut și Southgate. Îmi pare însă, și asta spun jurnaliștii englezi, că e un alt tip decât, altă filozofie decât Southgate, ceea ce mă face să cred că s-ar putea, în funcție de cum vor decurge meciurile astea ale Angliei, acum, în perioada asta până la sfârșitul anului și poate și în primăvară, depinzând mult și de preliminarii, de tragerea la sorția preliminarilor pentru Cupa Mondială, că și aia e ales importante, s-ar putea ca din interimar Lee Carsley să devină confirmat un fel de Southgate în variantă Lee, ca să zic așa. Bun, cam asta pentru astăzi. Ne întoarcem luni la ora de fotbal adevărat, să vedem ce face și România cu noul său selecționer, să vedem ce lucruri mai apar din meciurile astea interțări, ce lucruri mai apar în general în fotbalul european. Toate cele bune până luni!